La punctul de trecere a frontierei, Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un cetățean bulgar în vârstă de 58 de ani, care conducea un ansamblu rutier. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, profile PVC din Turcia pentru o societate din România. În momentul verificării mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au constatat faptul că sigiliul vamal era rupt și lipit. Astfel, au efectuat un control amănunțit asupra autocamionului, ocazie cu care au depistat în compartimentul marfă un bărbat care se afla ascuns printre marfa transportată. La cercetări a rezultat faptul că persoana depistată în vârstă de 28 de ani este cetățean sirian. Acesta a declarat polițiștilor faptul că în timp ce se afla pe teritoriul Turciei, s-a urcat în autocamion fără a avea consimțământul șoferului, cu scopul de a ajunge în Germania. Polițiștii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanei în cauză, iar conform protocolului româno-bulgar, șoferul, persoana depistată, cât și mijlocul de transport au fost preluate de către autoritățile bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.